Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom face o harenitare pentru iepuraica și pui ei când voi ieși din cuib să aibă loc să mănânce toți. Avem aici materialele necesare. Avem un creion care o să trasăm cu el. O să folosim niște cuie micuțe de 2. De 2 cred că sunt. O facem de singură să ne apucăm de treabă. Bun, am revenit. O să începem să facem hrănitoare. O să o facem la 50 cm lungime. Să vedem cât are. Fix 50 are această scândură. O verificăm și face alantă. Un pic, de tot mai bun. O să facem și pe cealaltă la fel. În acest moment. Bun, am terminat și cea de-a doua scândură. Bate două cuișoare aici. Mai luăm un cuișor. Batem aici. Acum, o scândură. Punem să fie egală, să fie dreaptă și începe să bată sare. Da? Bună, este bună, a tăiat-o bine. Bate și aici două plinte. Așa. Bate și pe cel de-al doilea. Pune să fie răpită, să vină la față bine. Sunt de preferat cuiurile acestea, mai micuțe. Cuiul o să intre atâta, dacă bateți un cui mai gros, mai mare, cum ar fi acesta, este riscul să crăpați scândura sau să vă iasă pe aici, într-o parte. Cele mai bune sunt acestea. Batem cuiele. Partea cea mai curată. Bate și pe al doilea. Bate și pe al treilea. Bun. Punem deasupra. Punem cât de cât în cap. Asta trebuie un pic trasă și asta un pic de tot, cam atât. E față la față, este, facem cuiele. Bun, este față la față, facem cuiul. Facem hrănitoarea. Vedeți, este un pic strâmbă, trageți un pic, nu se întâmplă nimic. Ținem bine apăsat. Batem cuiul. Aveți tot la fel de OSB-ul. În partea mai curată.
Aici are două flori, da, sunt adevărată. O pun aici hrănitoare. Și acum desenăm după placa de oase. Poate și pe ce acest capăt. Foarte bine. Câte unul și la jumate. Da, prieteni, și cam acesta este rezultatul final. Eu zic că este destul de mare pentru o iepuraică cu puii ei. Are lungimea de 50 de cm cu lățimea de 10 cm. Este foarte bun. Trebuie să o faceți dumneavoastră acasă. Da, este foarte bun. Da, prieteni, și cam acesta a fost episodul pe ziua de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și până data viitoare vă salut!